Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Ne-am propus astăzi să dezbate aspecte care țin de politica externă a României, de ceea ce se va întâmpla în 2024, de mișcările în plan politic care au loc la nivelul unor structuri sau organizații politice și aici mă refer în special la desemnarea unor candidați sau presupuși candidați pentru funcția de președinte al României, dar în fine titlul emisiunii noastre de astăzi este Mai avem politică externă. E adevărat, până în 1990 politica externă a României era o politică externă proactivă, foarte bine conturată pe respectarea problemelor ce țin de interesul național. Aveam diplomații de înaltă pregătire profesională. Totdeauna România a excelat în acest domeniu. În acest domeniu, să nu uităm, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu, am avut diplomați de carieră și după 1990, politica externă românească a fost concentrată pe realizarea trei obiective foarte importante. În primul rând, România să fie membra Consiliului Europei, ceea ce am reușit în anul 1994. Ulterior, am urmărit aderarea la Alianța Nord-Atlantică și intrarea în Uniunea Europeană. Am reușit aderarea la Alianța Nord-Atlantică în anul 2004 și, în fine, intrarea în Uniunea Europeană cu data de 1 ianuarie 2007, deși am pierdut un tren, să spun așa, și aici mă refer la trenul din anul 2003-2004, când era un moment prielnic, dar dacă nu ne-am îndeplinit acele obiective, fie de alte motive care nu țin neapărat de modul în care ne-am exprimat pe plan extern, s-a ajuns ca la 1 ianuarie 2007 România să fie parte a Uniunii Europene. Foarte important, anul trecut s-a omagiat în Parlamentul României împlinirea unui număr foarte important de ani și aici mă refer la faptul că în anul 2022 România a împlinit 15 ani de când a intrat în Uniunea Europeană. În cadrul Parlamentului României, în ședință comună, s-au discutat aspecte pro și contra legate de felul în care arată România acum la 15 ani de la intrarea în Uniunea Europeană. Ce este important însă de semnalat că după ce românii, partidele politice, toate forțele politice au încheiat acel pact de la Znagov în care s-au angrenat împreună pentru a realiza aceste obiective, nu prea mai avut priorități în cadrul politicii externe. Prin urmare, România nu este în Schengen, vizele referitoare la accesul în Statele Unite ale Americii încă trebuiesc și sunt impuse de către Statele Unite ale Americii. Mai mult decât atât, în relațiile și politica de extindere a Uniunii Europene, și aici mă refer la politica de securitate și apărare comună, suntem un element destul de important datorită poziției geopolitice a României, dar în rest, dacă mă refer la românii de pretutindeni, să avem 7 milioane aproape de cetățeni români plecați în străinătate, statul român se dovedește corigent în a sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării, așa cum spune legea fundamentală, cum spune legea 299 din anul 2007. Însă, ce este important? Președintele României, potrivit dispozițiilor constituționale, articolul 80, reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării, însă guvernul, potrivit programului de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Pe planul politicii externe, un rol deosebit de important are Parlamentul României, pentru că acolo avem comisiile pentru politică externă la nivelul fiecărei camere. Ciudat este că regulamentul este unul singur la Senat. Camera Deputaților încă nu are un regulament pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Politică Externă. Însă, diplomația parlamentară are și un element extrem de important în comparație cu diplomația tradițională. Ar trebui să fie mult mai constructivă și să aducă și rezultate din punct de vedere al exprimării statului român pe plan extern.
Revin însă în legătură cu aceste subiecte, însă vreau să mai spun un lucru, că atribuțiile președintelui României în materia politicii externe sunt foarte clare, prevăzute în Constituție la articolul 91, și anume că președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Până la modificarea constituțională din 2003, termenul era de 60 de zile. Mai mult decât atât, celelalte tratate, acorduri se încheie cu forma și cu procedura prevăzută de lege, și aici mă refer la legea 590/2003 privind tratatele. Însă, președintele României este cel care pe plan extern, am spus puțin mai devreme, reprezintă România. Au fost disfuncționalități în a reprezenta România la Consiliul European între președintele de atunci, Traian Băsescu, și primul ministru de atunci, Victor Ponta. S-a ajuns ulterior la